Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia săgetător, astăzi vom face săgetător pentru săptămâna 12-18 august și să vedem, dragilor, ce e bine către voi în această săptămână. Dragii mei săgetători, ce se deschide aici pentru voi în această săptămână, care sunt energiile? Ai încredere, succesul vine. Wow! O energie a succesului. Îți trebuie încredere, credință. Ai credință că succesul vine. Fii flexibil. Flexibilitate. Libertate și acțiune. Wow! Asumă-ți acest drept. Acest risc. Ia-ți acest risc și acționează din propria ta inițiativă, pentru că aici va ieși bine. Iertare. Îndepărtează-te de trecut, pentru că ești în siguranță în acest moment și mergi către un nou început frumos pentru voi. O săptămână a flexibilității, a acțiunii. Aici ai această mobilitate de a face ca lucrurile să se întâmple după voia ta. Libertatea e o carte foarte puternică în care îți asumi dorința sufletului tău și faci ca lucrurile să se întâmple. 8 de pământ, magicianul. 4 de pământ, lumea. 8 de apă și 7 de apă. La capătul setului de cărți, pajul de foc. Poate te muți, poate pleci, poate ieși din această ținere cu dinții într-o alegere continuă, nu știi ce să alegi, dar aici vei alege exact ceea ce îți dictează ție sufletul, pentru că începi să-ți asculți sufletul tău. Începi să-ți asculți dorința sufletului tău și vei face ca lucrurile să se întâmple în această săptămână. Dacă până acum ai tot așteptat niște lucruri să se întâmple, acum faci ca aceste lucruri să se întâmple. Este o diferență foarte mare. Nu așteptăm, dragilor. Așteptarea este pierdere de timp. Aici trebuie să facem ca lucrurile să se întâmple. Cum am spus, poate te muți, poate îți cumperi o casă nouă, poate mergi într-o călătorie, îți cumperi bilete pentru o călătorie, îți muți serviciul, îți cauți un alt serviciu, pentru că ai stat aici suficient, văd o plecare dintr-un loc, văd o plecare dintr-o situație care nu te mai avantajează. Este o magie, ce nu știi? Că poți face ca toate lucrurile pe care ți le dorești să ți se întâmple, plecând din lucrurile care te îngreunează, care te sabotează. Da, este o alegere. În această săptămână vei alege să faci schimbarea, o diferență de la cer la pământ, roata norocului. Wow! Și regina de foc, sunteți în propria voastră energie. Sunteți într-o energie crescută, curată, în care îți asumi libertatea, în care îți iei puterea înapoi și faci ceea ce consideră sufletul tău că ar fi trebuit să facă de mult. Văd acest curaj al săgetătorului de a-și asuma în această săptămână tot ceea ce își dorește și merge către visul său. Da, aveți aici o regină de foc și un împărat, berbec. O instituție publică, poate, la care mergi să rezolvi o situație. Vei face furori în această săptămână, vei rezolva tot ce îți propui. Aici totul pleacă, intenția este venită din sufletul tău. Tot ce îți propui, jonglezi corect cu adevărul tău, cu lucrurile pe care ți le dorești, cu intențiile tale, le manifeste. Aici este 9 de apă. Da, dragilor, vi se împlinește o dorință. Poate de a pleca într-o călătorie, poate de a schimba un job, poate de... Nu văd aici probleme de sănătate, poate aveți aici o migrenă din care ieși, te vindeci, cureți aceste energii negative. 4 de pământ arată că ai stat mult într-un loc și acum nu mai vrei să stai în acest loc, nu-ți mai aduce beneficii, pleci, acțiune. Un blocaj,
karmic poate fi. Aici pleci din această karmă, te eliberezi pentru că dorești cu totul altceva. Dorești să pleci departe, dorești să-ți rezolvi niște situații. Vedeți, aici vă trebuie o cheie. Aveți cheia, în această săptămână deții cheia succesului tău. Lumea aduce succes, dar pentru aceasta trebuie să alegi să pleci. Pentru acest succes trebuie să alegi să ierți, să pleci, să lași în urmă ceva ce nu te mai încântă. Ești în siguranță și există aici multe binecuvântări. Binecuvântări divine, dragilor. Mergi cu valul, curgere. Lași ca lucrurile să se întâmple după voia sufletului tău. Lași ca lucrurile să fie. Nu mai impui nimic, nu mai ceri nimănui nimic. Îți iei viața în propriile mâini și magia se întâmplă. Magicianul și 8 de apă, dragilor, aveți roata norocului. Este pe destinul vostru ca să se scrie un destin în această săptămână. Aveți aici un împărat, aveți aici o regină de foc, luna și 9 de apă. Da, intuiți de mult că ar fi trebuit să mergeți pe un drum diferit decât ați făcut-o până acum și nu v-ați asumat. Probabil a fost greu, dificil, poate ați avut persoane care nu v-au încurajat. Acum nu mai țineți cont de sfaturile nimănui. Aveți aici o idee genială de a ieși din acest blocaj. Intuiția este la cote maxime, nu vă mai autosabotați, mergeți către un nou început. O energie frumoasă pentru voi. Aveți aici această mare posibilitate și o veți lua, o veți vedea. Această oportunitate de a pleca din ceva ce nu vă mai încântă, ceva ce nu vă mai aduce beneficii. Nu vă alungă nimeni. Plecați pentru că nu vă mai regăsiți în situația în care sunteți. Poate într-o relație, poate într-un job, poate într-o carieră, poate achitați un credit. Posibil și acest lucru aici este o magie. Poate căutați o persoană dragă pe care nu credeți că o să o mai vedeți vreodată și persoana vă răspunde și vă vedeți. Este aici un moment de epifanie în această săptămână pentru voi. Faci pace cu un trecut care te-a îngreunat, ești flexibil, îți asumi această flexibilitate, îți asumi tot ceea ce faci, ești conștient, conștientă de ce ar putea să se întâmple. Făcând acest pas și bucuria vine, dragilor, este o săptămână frumoasă pentru voi în care aveți două arcane majore frumoase, lumea și magicianul, o magie care se poate scrie și la distanță, poate te muți în străinătate, îți muți locuința, îți cumperi o locuință în străinătate sau te muți acolo definitiv cu familia, cu serviciul. Poate doar pentru o vacanță, da, undeva pleci, ori la o instituție să rezolvi niște probleme pe care nu ai putut să le rezolvi până acum. Îndrăznește acum și bine faci, pentru că totul se rezolvă. Voi alegeți aici, aveți o alegere, 7 de apă, alegi cupa câștigătoare în această săptămână. Da, este o energie frumoasă din care ieși. Un trecut în care ai stagnat sau ai rămas pentru că ai avut motivele tale, iar acum te îndrepți către o magie, către un vis care se împlinește, vedeți, în acord de vioară. Asculți glasul sufletului tău, aici îți asculți sufletul și parcurgi distanța, mergi către visul tău, wow, poate chiar către o persoană. Fecioară, gemeni, capricorn, vărsător, frumos aici, între două lumi, ai tot jonglat cu acest mers mai departe, cu această pace pe care trebuie să o faci cu trecutul și te-ai tot întors cu un pas înapoi, acum este timpul să pășești cu încredere. Vedeți, trecutul este în alb-negru, viitorul sună bine, este colorat, este frumos, acest flamengo are o coroană de împărat, de împărăteasă, se ivesc la orizont
clipe frumoase pentru voi, săgetătorul este câștigat. Ești flexibil, parcurgi distanța, iar aici o inimă loială vine alături de tine. Nu ești singur în această călătorie. Deși nu mai ceri aprobarea nimănui, ai aici o persoană care va spune prezent drumului tău. O inimă loială, poate un prieten drag care va merge cu tine, poate cineva care te încurajează, poate o persoană nouă care intră în viața ta și care se îndrăgostește. Da, este timpul să pleci dintr-un loc, să faci mutarea. Această mutare pe care o vei face, această mișcare pe care o vei face, îți va schimba destinul, îți va aduce noroc și îți va aduce visul împlinit. Foarte frumoasă această etalare, este superbă. Timpul este timpul să pleci pentru a putea repara, pentru a putea urca, pentru a putea întâlni persoana potrivită. Mută-te, fă schimbarea, fii flexibil, nu te mai opune schimbării. Schimbându-te, transformându-te, se schimbă totul, se schimbă energia, se schimbă locul, se schimbă oamenii din jurul tău posibil. Să-ți faci prieteni noi. Roata norocului îți aduce împlinirea visului. O săptămână foarte frumoasă pentru săgetători. Depășești acest moment în care tot te întorceai aici în trecut, în acest trecut pe care tot a trebuit să-l ierți, să mergi mai departe, acum vrei acest nou început și pășești cu încredere în acest tărâm mirific, colorat, plin de candoare, de iubire, de inimă loială. O săptămână plină de iubire, plină de adevăruri, de libertate. Îți asumi libertatea. Aici poți să alegi tot ceea ce îți dorești. Nimeni nu te poate constrânge, nimeni nu-ți poate frânge aripile. Mergi pe drumul tău pentru că faci bine ceea ce faci. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Luați decizii înțelepte, parcurgeți distanța. Seară frumoasă, vă pup, pa, pa!